Da, e foarte important să mergem la doctor, poate să ne salveze viața și tot la doctor mergem și noi acum. De ce? Pentru că în sfârșit a venit vara și da, partea bună e că avem parte de multe activități în aer liber, piscină, drumeții, plimbări prin parc, dar partea rea e că o să ne luptăm ca în fiecare an cu canicula. Ca să fim pregătiți, am invitat alături de noi pe doamna doctor Carmen Pavelescu. Bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Bine v-am găsit! Ești canicula asta? Cine e domnule canicula asta care umblă printre noi? Ne face atâtea victime. Doamna doctor, păziți-ne, ajutați-ne să ne protejăm de caniculă, că... În primul rând, ce efect au temperaturile ridicate asupra organismului nostru? Le resimțim cu toții, este acel disconfort termic care ne afectează starea de funcționalitate normală a organismului, pentru că supraîncălzirea aduce cu sine toate aceste modificări metabolice, da? Avem un disconfort digestiv, avem disconfortul termic pe care îl resimțim prin creșterea frecvenței cardiace. Toate lucrurile acestea ne afectează indiferent de vârstă. Și am văzut că se poate ajunge și la cazuri grave și până să vorbim despre ele, aș vrea să aflăm cum ne protejăm împotriva caniculei. Văd că ne-ați adus aici niște sfaturi clare și aș vrea să vorbim despre fiecare în parte. Da, le putem aplica indiferent de categoria de vârstă. Odată ce vorbim de caniculă, o să încercăm să contracarăm efectele ei printr-o hidratare adecvată. Aici o să vorbim pe categorii de vârstă. Evident, copilul sub 6 luni nu primește apă. Da? Trebuie să ținem cont de alimentația pe care o are fie la sân, fie cu formulă și atunci necesarul de apă și-l asigură prin acest aport nutritiv. Dar care e necesarul de apă? Necesarul de apă e o întrebare foarte bună. Mulțumesc. Pentru că toată lumea mă întreabă, părinții spun că primesc recomandările hidratare adecvată conform vârstei. Asta, așa, în linii mari, putem să spunem că pentru un adult, cam de 50 de kilograme, îi recomandăm cam 8 pahare de apă pe zi, o pahare însemnând 8 ori 250 de mililitri, adică ca să lămurim. 2 litri cam de apă. 2 litri de apă, deci asta e necesar unui adult, în condiții normale, nu de hipertermie, nu de activitate fizică intensă. Aha. Deci îl bem pentru că avem nevoie de acest aport lichidian zilnic. La copii trecem la grupele de vârstă, dacă vreți să le stratificăm puțin. Cum ziceam, până în 6 luni nu îi aducem apă peste laptele pe care îl bea, peste sânul pe care îl mănâncă dacă este alimentat la sân, pentru că lucrurile acestea vin pe partea de malnutriție. Înlocuim practic o masă, da, cu nutrienții necesari, cu apă care nu are absolut niciun factor nutritiv. Trecem mai departe între 6 și 9 luni. Aici copilor le putem adăuga până la 120 de mililitri de apă. Între 1 și 2 ani putem să ajungem de la acești 200 de mililitri până la 1 litru de apă. Și iarăși, în funcție de condițiile termice în care ținem copilul respectiv. Dacă ieșim cu el chiar și în umbră, ieșim cu el la plajă, stăm în soare chiar protejat, acești copii au nevoie de suplinirea acestui nivel lichidian zilnic. Deci hidratarea foarte, foarte importantă. Mergem mai departe? Exercițiile fizice, pentru că vreau să reamintesc că, din păcate, populația pediatrică vine cu această obezitate infantilă, care e dificil de tratat la vârsta adultă, deci trebuie să începem de la o vârstă fragedă și pe copii, indiferent de temperatura de afară, ar trebui o oră pe zi să-i punem să facă exerciții fizice, cum și adultul ar trebui să aibă de asemenea activitate fizică. Păi, eu vreau să fac, să știți, doamna doctor, dar ideea e că transpir și după aceea trebuie să mă hidratez și mai mult. Asta e problema. Da, păi ăsta e ciclu vieții. Ca să zic cum e circuitul apei în natură, este și circuitul apei în organismul uman și atunci, pe măsură ce pierdem apa, trebuie să ne hidratăm, exact. Dar să nu renunțăm la exerciții și la activitatea fizică. 150 de minute ar trebui activitate fizică moderată, cam 5 zile pe săptămână, dacă weekendul considerăm pentru plimbări, da. Și cam 75 de minute cu o activitate fizică mai intensă și aici mă refer la jogging, la exerciții pe bicicletă, care să fie cu un consum caloric și mai mare. Și asta ne ajută și pe timp de caniculă, pe timp de călduri, exact. Pentru că ne țin corpul în... Într-o activitate, într-un tonus normal, da, deci trebuie să ne obișnuim cu efortul, să ne reobișnuim cu efortul după toată perioada pandemică în care toată lumea a stat în casă și lucrurile astea chiar trebuie efectuate indiferent de vârstă. E. Și persoanele vârstnice trebuie să facă exerciții fizice și aici mă refer la mers, pot face bicicletă pe trepte inferioare, dar să aibă o activitate fizică și ei conformă statusului pe care l-au în funcție de celelalte afecțiuni. Păi și cum, tata, dacă vine acasă de la muncă și se pune la televizor și stă acolo toată ziua până adorme, nu e bine? Nu e bine. Nu e bine, tată!
Nu e bine, că-l mai văd și nepoții. Și dacă nepoții îl văd stând pe canapea, o să facă și ei același lucru. Bănuiesc că atunci când e foarte cald afară și vrem să facem sport afară sau să ieșim la plimbare, ar trebui să evităm anumite ore. Da, corect. Pentru că intervalul pe care îl recomandăm a fi de evitat este între 10 până la orele 16 după amiaza. Dar și aici o să vin cu un artificiu, pentru că vitamina D, pentru a fi fixată, da, în piele, sub acțiunea radiațiilor ultraviolete, ora, intervalul orar ar fi în jurul prânzului, deci cam 12. Și atunci sunt un pic niște lucruri care se bat cap în cap, dar trebuie să găsim un echilibru ca în orice situație. Nu expunem mai ales copiii mici direct la acțiunile razelor ultraviolete, dar o baie de soare la prânz, 10 minute, 10 minute, un sfert de oră, este suficient cât acel copil să poată să-și primească vitamina D ca atare. O să ajungem imediat și la îngrijirea pielii, apropo de nu vreau baia să sărim de soare, peste alimentație. Nu sărim peste alimentație niciodată. Ok. Știu că toți nutriționiștii vin și explică și dau fel de fel de recomandări. Aici vreau doar să punctez faptul că în anotimpul acesta călduros trebuie stimulați copiii, mai ales să mănânce legume verzi, pentru că ne aduc acei folați pe care nu-i găsim în alte preparate, calciu, magneziu, avem conținut mai mare de fier și trebuie învățați copiii prin exemplu personal, pentru că foarte mulți părinți vin și spun nu mănâncă nimic verde. Deci orice îi ofer verdeață, nu-i place culoarea asta. Nu-i place culoarea și atunci trebuie găsite soluții și amestecate în blend cu celelalte alimente, pentru că ele vin și cu un aport hidric adecvat aceste alimente verzi. Și în contextul ăsta, plus nutriționiștii cu indicațiile lor, evident că ne oferă platou zilnic cel mai bun. Dacă ați început să ne urmăriți abia acum, doamna dr. Carmen Pavelescu ne spune cum să ne protejăm de caniculă, sunt niște sfaturi super practice. Am terminat cu alimentația? Da. Că nu vreau să sărim dacă nu vreau să vă... Vreau să mai punctez aici persoanele care tind către alimentația aceasta vegan. Da, și copiii trec din ce în ce mai mult în zona vegan. Particularitatea, nu pot fi înlocuite alimentele bogate în vitamina D, pentru că sunt evitate cărnurile, este evitat peștele și atunci nu găsim acești nutrienți în alte legume și fructe. Aici, chiar dacă este anotimpul călduros și toată lumea zice vara nu mai dăm suplimente vitamină D, ba da, dăm aici unde, într-adevăr, aceste alimente care sunt bogate în vitamină D sunt evitate din cauza acestor principii alimentare. Ne întoarcem la nutriție, un copil trebuie să aibă toți acești nutrienți și o nutriție adecvată. Și atunci veganul de la o vârstă un pic mai mare. Ajunge și la îngrijirea pielii și la sfatul ăsta pe care îl tot vedem peste tot acum, să ne dăm cu SPF sau SPF, cum zice Lili, da, așa exact. Este. SPF. Cât de important este să ne dăm cu creme cu protecție solară? Da, este important pentru sănătatea pielii, pentru a evita apariția melanomului malign. Trebuie avut grijă chiar și la persoanele care au pielea mai închisă la culoare, deci nu trebuie redusă cantitatea de preparat cu produs cu protecție solară. Și aici ne întoarcem la vitamina D, că dacă ziceam că aici este un ciclu, hidratare, exerciții exact. Fizice, la îngrijirea pielii la fel mergem în administrarea vitaminei D ca supliment. Acolo unde pielea practic este acoperită în permanență cu factorul de protecție solară și atunci acest ecran protector duce la acest deficit de absorbție. A, nu lasă nici vitamina D da, să pătrundă. Exact. Deci sunt lucruri care interacționează cu un feedback negativ și atunci dacă lucrurile se întâmplă în felul acesta, foarte mare grijă atunci când întrerupem administrarea de vitamină D, că e adult sau că e copil. Cum putem să aflăm lucrul acesta? Dozare prin analize de laborator și dacă acel copil sau adult are un deficit de vitamină D, nu trebuie întreruptă administrarea chiar nici pe timpul verii. Dar noi ne dăm seama pentru că facem analize periodic sau se vede cumva că ai deficit de vitamină la D? La un copil, mă scuzeți, la un copil de 4 ani, să spunem. Da. Așa, aleator, eu nu fac analize periodic pentru că nu simt că are o problemă, dar care ar fi cantitatea de vitamina D pe care ar trebui să o iau în fiecare zi? Trebuie să ajungem la 400-800 de unități internaționale. Ne mai putem da seama la un copil da. În momentul în care el nu mai crește.
până să apară durerile articulare, dureroasoase, da? Deci copilul respectiv începe și ne arată un platou în curba de creștere și de asta e foarte important ca el să fie măsurat, cântărit și să observăm dacă aceste curbe de creștere capătă un platou și atunci începem să administrăm suplimentele de vitamina D, pentru că altfel, dacă nu ajungem încă la laborator să facem analiza, vedem din manifestările lui clinice. Cred că putem să mergem și la următoarele sfaturi practice. Reduceți consumul de cafeină și alcool, bănuiesc că nu ne ajută cu nimic. Pentru că deshidratează, sunt preparate care le știm cu toții că sunt citotoxice, hepatotoxice și, evident, cei care beau foarte multă cafea știu că suferă un fenomen de deshidratare la consumul crescut. Suplimentele de vitamina D am vorbit mai devreme. Avem și vitamine A, C și E. Da. Majoritatea părinților, asta apropo de curbele de creștere, vor să primească în continuu vitamine, să crească, să se facă mari copii, să fie, da, cu toții într-o curbă din această accelerată de creștere. Vara, tocmai ce vorbeam de alimentație, deci dacă ne folosim de acest aliniant deci legat de alimentație, vitaminele A, C și E merg cu indicația specifică, au pentru protecția ochilor, să nu uităm de ochelarii de soare, care ne sunt utili pe perioada verii, vitamina C, care protejează pielea împotriva pigmentării, da? Și ca antioxidant, și vitamina E, la fel trofică pentru piele și nu numai. Puteți să ne spuneți din ce să ne luăm aceste vitamine? Da, le luăm din preparatele tocmai de care vorbeam, pește foarte mult, da, fructe de mare, avem legumele verzi, ne întoarcem iarăși la vitamina C. Dacă vă place verdele, așa ca și culoare în farfurie. De asta natura, pe manotimpul verii, tocmai asta ne fabrică, ne oferă în grădină alimente verzi. Deci din tot ce cuprinde verde, obținem aceste vitamine A, C și E. Atenție la supraîncălzire, scrie? Da, da. Aici o să reamintesc faptul că un organism tânăr, copii, având o suprafață corporală care duce la o supraîncălzire, chiar dacă sunt ținuți într-un cărucior la umbră, ei suferă acest fenomen, nu mai vorbesc de supraîncălzirea în mașină și în alte mijloace de transport. Avem și atunci alergii. Putem să contracarăm supraîncălzirea, nu uitați de spray-urile cu apă termală care duc la o scădere a temperaturii corporale, dușurile, deci trebuie avut grijă, pentru că aici la îngrijirea pielii vine la pachet cu această supraîncălzire, deci trebuie dușuri în permanență, piele hidratată, piele curățată, pentru că excesul de sebum duce la eczeme. Să nu uităm de unul din patru copii care au alergii, conform Asociației Române de Alergii, exact. Și, din păcate, vara, știți că vine și ambrozia peste noi, pentru că ea atunci înflorește și, da, trebuie avut grijă din punctul ăsta de vedere. Un lucru care ne îngrijorează pe toți, înțepăturile de insecte, vara vine și cu insecte și trebuie să avem grijă la ele. Au legătură cumva cu canicula? Da, temperaturile crescute duc la mulțirea acestor insecte în condițiile în care copiii sunt preferați de ele, trebuie administrate acele spray-uri de protecție și mai ales atenție la căpușe, aveți grijă pe unde călătoriți, prin păduri și prin alte locuri unde se poate întâmpla să, din păcate, să ajungă pe pielea copiilor, sunt greu de extras, adresați-vă medicului. Doamna doctor Carmen Pavelescu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi super practice.